Teorema lui Pitagora este clară pentru toată lumea. E o certitudine pe care stăm. Dar dacă este vorba de destinul omului, ce înseamnă destin, ce înseamnă soartă, ce înseamnă meditație? This is not the end of the questions. We have to go deeper. And we are not making fantasy. We are really are in research. Oamenii vor mai mult de la ei și oamenii caută o educație de sine și oamenii caută să se apropie de ceea ce nu vedem doar cu ochii fizici. Eu, ca un modern, mă simt responsabil pentru ceea ce va urma, pentru viitorul meu, al comunității în care trăiesc. Das ist heute in der globalen Welt ja das Allerwichtigste, dass wir da Brücken bauen. Wir haben drei Ebenen. Die Kommunikation wird durch rhythmische Ausbildung viel durchlässiger, viel verständlicher. Das ist eine internationale Sprache. Arta euritmică, în primul rând, face vizibile imaginile care stau în spatele cuvintelor sau a notelor muzicale. Jeder Buchstabe hat eine Bewegung. Zum Beispiel das A, das B, das C, das D. Euritmia, în comparație cu alte arte, are niște legități naturale. Wir nicht eine Tanzkunst, die sich konzentriert auf physische, auf energetische, vielleicht auch seelische Bewegungen, sondern dass wir geistige Gesetze in eine Beziehung bringen mit diesen drei Elementen. In momentul în care noi suntem pe scenă, noi nu suntem într-o stare de extază. Noi încercăm să redăm totul cât mai obiectiv. Noi suntem, de fapt, în aceste vremuri, niște creativi culturali, niște oameni care încearcă să remodeleze cultura pornind de la o adevărată înțelegere a noastră ca oameni. Ich denke, die Jugendlichen, die suchen sehr stark die Beziehung zwischen einander und nicht eine abstrakte Idee. Ceea ce privește pedagogia Waldorf, copilul este privit ca un întreg, este privit ca și o ființă care ascunde într-un germen ceea ce va deveni el. Asta mi-a plăcut foarte mult la liceu Waldorf, că te puteai dezvolta exact în stilul tău, exact pe personalitatea ta semula tot sistemul. Noi chiar ne interesa foarte mult o școală care să aibă valori reale. Nu vreau să mergem într-o școală confesională a unei anumite religii, să spunem așa, dar valorile reale ne-au interesat foarte mult atunci când am venit aici. Nem csak a gyereknek, hanem nekünk is a gyereken keresztül fejlődnünk kell, és szükséges ahhoz, hogy a mai világban megteremtsük azt a szabadságot, amiben ő fejlődni tud képességei szerint. Te numesc cavaler al dreptății și al adevărului. Grădinița Waldorf organizează cele mai frumoase sărbări pe care le-am putut vedea vreodată și în 12 ani de școală întotdeauna mi-am dorit să particip la o asemenea sărbare, cum se fac în grădinițele Waldorf. Nu folosim niciun fel de mijloc mass media în educarea copilului. Educarea copilului se face de la om la om. Hogy fedezd fel azt a gyermekben, hogy a jövőbeni ember, tehát hogy mi lesz majd belőle, hagyjad kibontakozni. Szeressed, és utána hagyjad kibontakozni benne. Noi vrem să fie, nu să aibă, să devină un om adevărat. Încercăm să avem o abordare științifică. Nu este doar o știință lucidă, rece a capului, ci sunt lucruri care pătrund omul mult mai profund, care merg și în partea lui de simțire, și în partea lui de voință, și sub acest aspect capătă o dimensiune religioasă.
hogy ahogy Makovecz Imre szokott fogalmazni, összekötni az enget a földnél. Atât rugăciunea, cât și meditația trebuie să aibă un fundal profund creștin. Ami szellemi síkon történik, annak tulajdonképpen igyekszik a templom fizikai síkon is megfelelni. Templul este, de fapt, corpul omenesc și aici, în acest templu, de fapt, omul modern, trebuie să poată să le adune din nou pe toate și viziunea științifică asupra lumii și atitudinea religioasă față de lume și univers și activitatea creativă, artistică, toate la un loc. Dann in die Pflanzenwelt, in die soziale Welt, in die Medizin und so weiter, versucht in die Technik, in alle Forschungs- und Lebensbereiche hineinzubringen und man könnte das meditative Erkundung nennen, geistige Forschung betreibt und so auch diese Gebiete, die heute so leer sind von Geist, von Religion, von Liebe, dass sie ganz neu erfüllt werden und neue Früchte tragen. Practica acestei ferme se bazează pe a face o agricultură biodinamică. Toate preparatele care se fac în agricultura biodinamică sunt preparate pe bază de plante în care sunt activate forțele viului, forțele vieții din univers. Se regăsește ca trup, suflet și spirit în arhitectura organică. Arhitectura organică are un efect tămăduitor. Das interessante ist, dass gerade die Verfeinerung der Beobachtungen in allen Bereichen etwas ist, das jeder tun kann. Chiar dacă pentru început nu pot să fac decât mici gesturi, transformându-mi propria mea viață, viața mea de zi cu zi, prin propriile mele eforturi realiste. M-am oprit la antroposofie, pentru că este singura cale de cunoaștere care îmi poate oferi un ideal real. În mișcarea antroposofică este vorba despre oameni, este vorba despre om. Și ființa umană înțeleasă în sens fizic, sufletesc, spiritual. Fără această înțelegere, de fapt, nu putem avea o adevărată orientare în viață. Nu putem să înțelegem nici propriul nostru destin, nici legătura noastră cu ceilalți oameni.